Mai mulți bărbați înarmați și îmbrăcați în uniforme militare au fost arestați pe autostradă din Statele Unite. Aceștia fac parte dintr-o grupare care nu recunoaște legile americane, dar care se declară însă pașnică. Le-a spus polițiștilor că mergeau într-un loc special pentru a se antrena. Oamenii legii nu i-au lăsat însă ușor să treacă și le-au cerut actele și permisele de port armă. După ore întregi de negocieri, maraton, au arestat 11 dintre ei. Totul a început după ce un polițist rutier a văzut două mașini care staționau pe banda de urgență a unei autostrade interstatale din statul american Massachusetts. Pentru că indivizii erau echipați cu veste și uniforme militare și aveau puști și pistoale, autoritățile le-au cerut actele și permisele de port armă. Membrii grupului au refuzat însă să coopereze cu polițiștii și au fugit într-o pădure din apropierea autostrăzii. În acel moment, liderul grupului a realizat un filmuleț live pe YouTube în care a explicat situația. They specify in the news that we're anti-government, but we're not. We're not anti-government. We're not anti-police. We're not sovereign citizens. We're not black identity extremists. Has specified multiple times to the police that we're abiding by the peaceful journey laws of the United States, federal courts. Poliția a fost nevoită să blocheze circulația de pe autostradă, iar la fața locului au fost aduse inclusiv vehicule blindate. De asemenea, autoritățile le-au cerut locuitorilor din apropiere de Boston să rămână în case până la rezolvarea situației. Liderul grupului susține că aceștia călătoreau din statul american Rhode Island către statul Maine pentru a se antrena. Our vehicle is full of camping equipment, which supports what I said about how we're going to our private land to train. But we weren't going to stop, and we weren't going to stop at any gas stations because that could have alerted the public, which is why we have the gas tanks right here. Potrivit presei locale, unii dintre membrii grupului au început să stea de vorbă cu polițiștii, în timp ce alții au rămas ascunși în pădurea din apropiere. Inițial, doi dintre bărbați s-au predat ofițerilor, iar după câteva ore, alți 9 au fost reținuți. Confruntarea a durat aproape 9 ore, însă poliția a reușit în cele din urmă să rezolve situația în mod pașnic, fără ca nimeni să fie rănit. They did not have gun license on them, first of all. Massachusetts does not allow the carrying of a loaded or unloaded firearm on an interstate highway such as this. Those individuals surrendered without incident to the state police stop team members that were at the scene, and I'd like to commend them for an outstanding job. Potrivit polițiștilor, indivizii aparțin unei organizații numite Rise of the Moors, care nu recunoaște legile americane.